Dar care e o rată de profit obișnuită pentru un furnizor de importanță E.ON? Despre cât vorbim? Dacă este să vorbim despre marja de profit, aici vorbim despre un procent de 1% din cifra de afaceri. 1% din cifra de afaceri? Exact. 1% profit. Exact. Adică asta înseamnă, să zicem, adică dacă un magazin de cartier are o cifră de afaceri, să spunem, de 10.000 de euro pe lună, înseamnă că la sfârșitul lunii profitul este de cât e 1% din 10.000? 100. 100 de euro. Voi cât câștigați, de fapt, profit pe fiecare client pe care îl aveți la E.ON? În momentul ăsta aș spune că, pentru că există marja reglementată și e mai simplu să facem calculele în felul acesta, ceea ce încasează furnizorul pentru el este undeva la 100 de lei pe client pe an, adică 8 lei, 9 lei pe lună. 8 lei pe lună? Asta înseamnă marja pe care furnizorul și-o adaugă și din care trebuie să se gospodărească cu toate cheltuielile lui. Toate cheltuielile lui însemnând sisteme IT, sisteme de facturare, transmiterea facturilor prin poștă, toate departamentele de achiziții, energie, investiții în dezvoltare. Exact, investiții în personal, investiții în tehnologie. Deci cam asta înseamnă. Dacă spuneți public, de ce nu comunicați asta? E prima dată când aud că marja este atât de mică la un furnizor. Cred că s-a mai spus. Cred că nu există foarte multă receptivitate în a auzi lucrul acesta. De ce crezi că se întâmplă asta? Pentru că există percepția asta în care furnizorii sunt cei care vor să se îmbogățească, să tragă pielea de pe noi. Este și trebuie să ne asumăm că există această percepție. Tocmai asta vrem să corectăm sau măcar să transparentizăm în așa fel încât oamenii să înțeleagă că noi, ca furnizor, noi nu producem energie. Noi cumpărăm energia din piață la prețul la care ea este la momentul la care facem achiziția. La acest cost de achiziție punem acei 100 de lei pe an de care vă spuneam, adică marja care este reglementată în momentul ăsta, și cu acel preț de furnizare, spunem noi, merge marfa către client. Da. Asta reprezintă doar o parte din factură, ca să ne asigurăm. În factura pe care clientul o vede acasă sunt mult mai multe componente care nu țin de furnizare.